Pa neste odată. Nu? Te-ai stricat radio, a furisit. Cumpăratul. Așa. Scuzați-mă. Da. Deci să revenim la video. Astăzi am două promovări de făcut pentru Irina Andronache și Beautiful Dolls Club. Prima este pentru Irina Andronache. Felicitări că ai câștigat etapa a doua, a treia, a unu, etapa întâi, scuze, prima etapă. Și îți spun sincer, nu ai câștigat doar pentru că ai fost singura participantă. Îți spun sincer. Pentru că ai câștigat, pentru că mi-a plăcut foarte mult poza, a fost foarte reușită, ești foarte talentată și da, de asta ai câștigat, trebuie să mă înțelegi. Și nu știu, data viitoare, dacă particip la etapa a treia, te rog să pui poza într-un video din canalul tău, pentru că dacă mi-o trimis pe Hangouts, eu nu o pot vedea, pentru că eu nu te am pe Hangouts. Pentru că nu știu care dintre ele ești tu. Am intrat pe Hangouts, am scris Irina Andronache și mi-au apărut mai multe Irina Andronache, care la toate erau numai I-uri ca semn acolo. Acolo ca simbol. Și n-am știut care dintre ele ești tu. Dacă știa câta ești, te rog să-mi spui în secțiunea de comentarii acestui videoclip și încă o dată felicitări pentru etapa întâi. Poza ta a fost foarte reușită și dacă particip și la această etapă, mă îndoiesc că poza ta nu va fi reușită. Mă îndoiesc că cu siguranță va fi una foarte reușită. Ok, a doua promovare este pentru Beautiful Dolls Club. Poza ta a fost foarte faină. Mi-a plăcut foarte mult. Și da, și poza de la etapa a treia mi-a plăcut foarte mult. Și n-ai câștigat etapa a doua doar pentru că nu mai ai avut alți participanți. Bine, am avut-o pe Irina Andronache, dar nu am putut vedea poza. Mă rog, deci ai câștigat din nou pentru că mi-a plăcut foarte mult poza. Și ești foarte talentată, la fel ca Irina Andronache. Și de aia, mă scuzați o clipă, am revenit. M-am încertat cu Justin. Ok. Cu sora mea, de fapt. Da, să continuăm. Și da, felicitări încă o dată pentru amândouă. Și ne vom revedea în următorul videoclip. La revedere! Asta e.